Bună seara, dragii mei, Mihai Racovician, realizatorul emisiunii Cadastru pe înțelesul tuturor, și astăzi vom avea o ediție specială împreună cu doi colegi care ne vor lămuri în multe din situațiile cu care se confruntă românii. Și am să-l introduc pe domnul avocat Gheorghe Belăiu de la Alba Iulia, nepotul marelui civilist român, și astăzi o să-i punem întrebări punctuale legate de anumite chestiuni juridice care oamenii din țară ne aduc la cunoștință că nu se prea înțeleg lucrurile. Și, bineînțeles, bună seara, Hristos a înviat! Bună seara, adevărat a înviat! Bine v-am regăsit! Cu domnul Indreiu Daniel de la Vața, de la, mai precis, de la zi... Brad. Nu zic! Nu zi, nu ține pentru tine. Hristos de la Țebea, mai bine zi. De la Țebea, nu chiar. Gorunul lui Avrameancu, nu? Și al lui Horea, mai ales. Okay. Și al lui Avrameancu. Bine, haideți să parcurgem astăzi câteva chestiuni legate de modul în care reușim să înțelegem dacă este necesară sau nu justiția. Ce părere aveți, domnul avocat? E necesară justiția pentru român? Oba! Păi e necesară și nu e necesară de acum, e necesară de când a apărut și a apărut ca o necesitate justiția. De ce a apărut justiția? Pentru că, vedeți, în viața noastră social-economică apar diferite chestiuni și aspecte care nu pot fi tranșate decât în justiție. Odată avem justiția civilă, unde ne tranșăm anumite neînțelegeri și ne căutăm dreptatea, și avem justiția penală care condamnă încălcările legii penale și unde trebuie pedepsiți cu un rol de reeducare și reintegrare în societatea celor care săvârșesc fapte de natură penală. Deci este necesară. Este necesară și funcționarea justiției într-un stat de drept chiar ajută la bunul mers al societății și la dezvoltarea ei, a unei justiții independente, să știți. E mare lucru. Dar de ce poate această independentă lucru? Această justiție? Foarte interesant. Această, să zicem, zicere independentă. Avem noi o justiție independentă? Eu zic că nu avem o justiție independentă în totalitate. A, bun răspuns. Altfel v-aș băga la colț de la început. Nu, asta este realitatea. Asta e realitatea. Domnul Indreiu, noi doi am analizat o chestiune cu care ai fost sesizat recent de către câțiva colaboratori. Despre ce este vorba? Haideți să-l rugăm pe domnul avocat să ne explice, că noi ca și tehnicieni prea puțin înțelegem anumite aspecte. Da, poate că... Știe dânsul despre ce este vorba? I-ai adus la cunoștință? În principiu, hai să enunțăm că nu trebuie să știe dânsul. Oamenii trebuie să audă ce s-a întâmplat și domnia sa o să ne răspundă. Este vorba despre cineva care m-a sesizat zilele trecute o cunoștință cu privire la faptul că are o sentință definitivă și irevocabilă care face referire la un teren ce a făcut obiectul unui contract de vânzare-cumpărare sub semnătură privată. Sentința ține loc de contract de vânzare-cumpărare, numai că în momentul în care a vrut să o ducă la cadastru, a primit respingere la cerere pentru că s-a invocat faptul că nu sunt respectate reglementările legii 17 cu privire la modul în care se fac tranzacțiile terenurilor extravilane. La acum, dreptul de preiențiune. Da, da. Și acum... s-a intrat într-un blocaj pentru persoana respectivă, că nu poate să-și opereze acea sentință. El nu înțelege cum este posibil ca sentința să nu fie operată atât timp cât el și-a luat avocat, un judecător a dat sentința, nu s-a opus nimeni. Nici eu n-am putut să explic. Probabil este o chestiune juridică care și mie îmi scapă. Nu pot să mă pronunț. Deci, haideți să auzim. Deci, domnul avocat, eu v-am povestit în mare despre ce este vorba. Este vorba de o prestație tabulară, din ce am înțeles, o acțiune în prestație tabulară, unde i s-a cerut instanței de judecată să pronunțe o hotărâre judecătorească pentru că vânzătorul a refuzat să încheie act autentic și atunci acea hotărâre se ține loc de act autentic, act de întâmplare în cartea funciară. Înțeleg.
Așa e. Bun. Da. Acum. Deci, numai puțin. Să sintetizez eu pe înțelesul tuturor, să nu folosim termeni ăștia foarte sofisticați din drept. Avem o sentință definitivă, iar o instituție a statului român refuză să aplice legea. Da. Ce să înțelegem de aici? Că nu ne mai trebuie justiție. Păi asta să înțelegem. Pe de altă parte, acel registrator și în general registratorii nu se pot substitui instanței de judecată. Dacă printr-o hotărâre judecătorească s-a stabilit în mod definitiv că acea sentință ține loc de act autentic de vânzare-cumpărare și că se dispune înscrierea în cartea funciară, acel registrator nu face un control de legalitate al sentinței. Nu poate să facă așa ceva. Dacă judecătorul a hotărât, așa rămâne. Prerogativa era și revenea judecătorului în cursul judecății, în cursul cercetării actelor și a verificării înscrisurilor, în vederea pronunțării hotărârii, să ceară sau nu îndeplinirea acestei proceduri prealabile privind dreptul de preemțiune. Nu registratorului, pentru că el nu este instanță de judecată, el trebuie obligatoriu să pună în executare o asemenea sentință. Iar, sigur, persoana căruia i s-a respins această cerere prin încheiere, poate să facă cerere de reexaminare și apoi să atace în instanță și să oblige în instanță să pună în executare acea sentință prin înscrierea în cartea funciară. Există cale legală. Domnul Beleu, vi se pare normal ca o entitate publică să-și permită să nu respecte Constituția și legile României? Păi nu mi se pare normal și este absolut de neînțeles și absurd să mai ales să te substitui instanței de judecată. Pur și simplu asta face acel registrator care respinge cererea. Dar haideți să vă citesc acum o chestie și mai simpatică, ca să ne explicați că noi suntem puțin siderați de autoritățile publice plătiți cu bani fabuloși, care în loc să vină în sprijinul cetății, în loc să pună și să curmeze acest calvar al restituirii proprietăților, atenție, și fac un apel la toți oamenii de bun simț, să înțeleagă odată foarte limpede, Mihai Racovician n-are de reprimit sau primit niciun metru pătrat. Să le intre în cap la toți, să înțeleagă bine ce spun și să nu caute că n-au ce să găsească, eu nefiind un om cu imobile multe, să stea liniștiți, că degeaba ar căuta. Iată o scrisoare către un prefect, transmisă de către ANRP. Și spune așa, în ceea ce privește necesitatea definirii, precizării modului de determinare a suprafeței terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și a curții și grădinii în jurul acestora, vă informăm că în vederea clarificării dispozițiilor articolului 24 aliniatul 3 și articolul 27 aliniatul 2 indice 3 din legea 18 s-a formulat o propunere de modificare și completare a legii 18 înregistrată la Senat pentru dezbatere cu numărul BP 283/2021. Pe cale de consecință, în zona respectivă, nu s-a emis niciun titlu de proprietate pe legea 231 și, evident, întrebarea este următoarea. Poate o instituție publică a statului român, în subordinea primului ministru al României, să recomande să nu aplice legea? La ce ne ridicăm noi în situația asta? Păi aici intrăm iar în sfera penală. Deci nu poți să tu să recomanzi ca instituție publică alte instituții să nu aplice legea că vezi, Doamne, urmează o modificare a legii. Ori noi știm asta încă și orice cetățean știe că o lege cât este în vigoare se aplică până la abrogarea ei. Nu poți să spun, Doamne, urmează cândva, cum nu știm, poate urmează, poate nu, să se modifice acea lege și ca atare nu aplicați, nu puneți în aplicare. Deci... Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, de la modificarea legii 18 prin legea 231 și până la o remodificare, toate cererile înregistrate, cum se vor soluționa din punctul dumneavoastră de vedere?
Din punctul meu de vedere, cererile ar fi trebuit să fie soluționate sub imperiul legii care au fost introduse. Sigur, cu excepția că în legea nouă se va prevedea ceva în sens expres în modul de a fi soluționate și cererile depuse înainte de intrarea în vigoare a noului text. Dar acum, în ce chestiune trăim, domnul justițiabil? Ca și dumneavoastră, sunt și alții și alții și eu încă nu înțeleg. Parcă legea penală face referire la modul ăsta de aplicare, legea cea mai favorabilă. Eu nu vorbesc de lege. Eu nu vorbesc de lege mai favorabilă, eu vorbesc la mod de soluționare. Modul de soluționare poate fi retroactivat sau legea dispune pentru viitor? Constituția României cum spune pe subiectul ăsta? Legea poate dispune numai pentru viitor, nu poate dispune pe trecut. Cu excepția, atenție, cu excepția legii penale mai favorabile sau dacă se prevede mult expres în textul de lege. Păi poți să încalci Constituția? Păi nu, dacă ai vreo reglementare care dispune, uitați-vă, și codul civil nou prevede cum se soluționează anumite cereri care au fost introduse în instanță pe codul civil vechi. Deci sunt niște reglementări, dar asta nu înseamnă că un drept pe care ție trebuia să ți-l restituie statul român pe legea veche și tu ai depus o cerere în termen și nu ți-a răspuns în termenul de atunci, acum pe legea nouă, dacă acel drept după 2 ani nu mai este, tu nu mai poți să-l primești pentru că statul român n-a făcut nimic în termen. Asta nu înseamnă. Deci ce să înțeleg de aici? Că eu sunt mai greu. Noi trebuie să înțelegem că autoritățile statului român sunt obligate în termen legal să răspundă și să soluționeze cererile. Nu să aștepte noi reglementări. Așa cum sunt soluționările. Pentru că vreau să clarificăm, domnul avocat, aici subiectul, din punctul meu de vedere, nu are nici dus, nici întors. Deci, de la apariția legii 231-2018 până la modificarea din 2022, 4 ani de zile s-au depus cereri. În județul Hunedoara, colegul nostru ne poate comunica că este campion, nu, Andreiule? Cred că da. Sunt câteva mii de dosare. Rezolvate. Soluționate. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, acest mod de aplicare, să zicem, la cheremul unui prefect care nu veghează la aplicarea legii, ci așteaptă lumina scurtă de la cine nu știu, întrebarea mea este, nu este discriminare? În momentul discriminare ar fi momentul în care ar veni legea nouă și ar spune că acele drepturi nu mai se abrogă prevederile pentru restituirea acelor suprafețe de teren. Atunci ar fi o discriminare, dar în momentul de față nu putem vorbi de o discriminare, pentru că instituția statului e obligată să aplice legea așa cum e. E un abuz al reprezentanților instituției care nu aplică legea. Să-l auzim și pe domnul Andreiu să ne povestească cum reușesc unii să nu aplice și se plimbă de la Ana la Caiafa să-și rezolve problemele. Eu vreau să fac o paranteză față de cele spuse de domnul avocat. Din punctul meu de vedere, sunt lucruri foarte interesante care ar trebui să fie cunoscute de mulți dintre noi. Mi-a rămas în minte termenul folosit de dânsul că cu privire la registratori, că ei nu sunt îndriduiți să facă control de legalitate asupra sentințelor judecătorești. Mi se pare esențial acest... Nu numai la sentințe, ei n-au dreptul să cenzureze, de exemplu, orice act notarial. Au dreptul. Da, numai că din păcate, eu zic că tocmai asta se întâmplă. Mulți registratori fac controle de legalitate. Eu am câteva documentații cu sentințe pronunțate respinse de registrator. Vine acum în minte un caz în care a fost instituită o servitute pe un lot în favoarea unui alt lot și datorită faptului, din cauza faptului că în sentință, după ce s-a spus că dispune, nu a mai fost scris exact identificatorul cadastral al lotului afectat de servitute,
Din această cauză a fost respinsă documentația la întăbulare și acum omul a pornit iar la instanță să solicite precizările respective, deși în tot dispozitivul sentinței se face referire la cele două cărți funciare, se scrie inclusiv punctele topografice între care este stabilit traseul de servitute, dar pentru că acolo nu a mai fost scris încă o dată identificatorul cadastral 60.000 și ceva cât era el, s-a considerat că nu se poate opera sentința și chiar oamenii se grăbesc, s-au judecat 2 ani, acum iar s-o ia de la început să ceară la judecătorie lămuriri cu privire la dispozitivul sentinței în sensul de a se preciza identificatorul cadastral. Și mai am câteva exemple de sentințe care au fost respinse pe diverse motive, care eu, din punctul meu de vedere, acum poate că asta vreau și eu să spun, nu stăpânesc nicio parte a juridică, chiar dacă sunt expert de 22 de ani acum și am întâlnit atâtea cazuri și am văzut atâtea, poate că o fi dreptatea undeva și în ceea ce îi privește pe ei, dar acest termen, control de legalitate, folosit de dumneavoastră, că nu ar fi în sarcina lor să facă acest control de legalitate, eu zic că este foarte important chiar să-l ducem mai departe și să cerem precizări la agenție în acest sens. Dacă registratorii pot sau nu să facă acest lucru. Dacă nu, îmi permiteți. Nu, puțin, nu, să nu trecem puțin de tot, pentru că omul... Nu, era în completare. Da, o să vină și completarea, dar aici e foarte important ce mi-a zis domnul coleg Indreu. O autoritate care are putere de a reglementa lucrurile, are puncte de vedere? Domnul avocat. Se pot cere puncte de vedere de la anumite autorități. Permiteți-mi să vă spun că eu... Dar n-au putere de lege. Auziți, pot spune că am puțin îndoială. Din punctul meu de vedere, o autoritate publică, la nivel central, trebuie să dea direcții. O autoritate trebuie să spună cum se aplică. O autoritate publică dă decizii. Ea are obligația să ne pună la dispoziție proceduri de lucru, mijloace de aplicare. Nici de cum să aibă puncte de vedere. Am înțeles. N-am înțeles întrebarea. Sigur, poți să-i ceri unei autorități un punct de vedere. Eu la asta mă refeream. Dar nu cu privire la aplicarea unor acte, să spun un punct de vedere. Nu. Acolo lucrurile trebuie să vină precis, așa cum a spus dumneavoastră. Deci, din punctul meu de vedere, o autoritate care răspunde de un domeniu nu are puncte de vedere. Scuzați-mi repetiția cuvintelor, jocul ăsta de cuvinte. Pentru simplu motiv, pentru că ei au născut acea lege, acea procedură. Ei n-au punctul de vedere. Punctul de vedere îl poate avea la politică, la orice. Ei aplică ceea ce se întâmplă. Ce părere ai, Andreule? Păi eu am părerea că nu aplică. Asta e părerea mea. Adică nu am părere. Nu, atenție! Are punct de vedere o agenție sau care răspunde de un domeniu? Nu are, dar eu folosisem această, solicitasem acest lucru tocmai în ideea de a îi face să înțeleagă că ei își depășesc atribuțiile făcând aceste controle de legalitate asupra sentințelor judecătorești. Tocmai asta voiam eu să spun, că ar trebui tras un semnal în acest sens. Ce spuneți, domnul avocat? Colegul meu spune... Da, eu știu ce recomand domnul Indrei, eu nu știu dacă au făcut, să atace acele încheieri, să ajungă din nou la instanța de judecată pe acele încheieri și atunci instanța de judecată o să-i oblige sau nu și să vede sub ce formă îi obligă și ce vor scrie dispozitiv cu privire la refuzul înscrierea acelor sentințe. Deci eu zic să mergeți până la capăt, să nu începeți un nou proces pentru lămurirea unor aspecte pe care registratorul le-a considerat că judecătorul, vezi, Doamne, nu le-a lămurit. Trebuie, eu așa văd lucrurile, mergeți pe atacarea încheierii, să ajungeți în instanță și atunci instanța de judecată se dispună. Da, numai că este vorba despre timpul care se irosește în acest sens. Înțelegi? Da, dar e mai un timp mai îndelungat să începe un nou proces. E un timp mai lung. Știu asta, dar oamenii unii se grăbesc pentru că au diferite interese și oricum durează mult judecata și atunci nu mai au
Majoritatea sunt foarte reticenți în a începe iar alte demersuri, se supără, nu înțeleg cine a greșit, unde s-a făcut greșeala, au reacții unii chiar necontrolate din ceea ce am observat așa de-a lungul timpului. Mai ales în ultimii ani, pentru că mai de mult, vă spun, nu erau asemenea probleme, mult mai ușor se operau aceste sentințe. Acum parcă cei de la registratorii caută fel și fel de motive și fel și fel de chichițe acolo în sentințele respective, doar găsesc un motiv să dea o notă de completare sau de respingere. Ceea ce și eu zic că nu este normal, dar repet, sunt chestiuni juridice asupra cărora mie mi-este tare greu să mă pronunț. Cum îi dăm, avocat? Eu am înțeles perfect, dar atât timp când nu mergi să creezi o practică, să faci o cerere de reexaminare, că sigur și aia ți-o respinge și după ce ți-o respinge să te adresezi instanței de judecată prin care să-i obligi să-ți înscrie acea sentință și să ai două, trei spețe, să vezi după aceea cum nu mai fac lucrul acesta. Dar dacă e văd că cetățeanul se duce și începe un nou proces și o nouă tevatură și din nou bani și timp și vin cu altă sentință, eu țin așa, că ține, merge. Asta este stilul de lucru, nu a tuturor, dar unor funcționari ai instituțiilor statului român, din păcate. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, cum se numește acest lucru, juridic vorbind? Noi, ca tehnicieni, suportăm lucrurile. E refuzul punerii în aplicare a unei hotărâri judecătorești, e un abuz în serviciu, e. Și cine poate să fie îndreptățit să sesizeze abuzul în serviciu? Persoana vătămată în drept. E, vedeți dumneavoastră, aici avem o mare problemă. Cred eu că oamenii nu mai au curajul să se ducă cu nădejde la instanță. Având în vedere abuzurile pe care le promovează și neluarea măsurilor împotriva acestor indivizi, care s-ar putea să reprezinte niște interese din punctul meu de vedere. Pentru că dacă sunt protejați, pot să calce legea, corect? Păi aici e pericolul cel mai mare și am tras și trag în continuare că și am niște spețe semnale de alarmă. Aveți grijă, nu încurajați și nu acoperiți abuzurile prin hotărâri judecătorești, pentru că momentul când ai dat o hotărâre judecătorească și ai acoperit un abuz, n-ai făcut decât să încurajezi și să creezi un precedent pentru alte zeci, sute mii de abuzuri. Că văd că merge, se poate și nu sunt sancționați. Indreiule, ce părere ai tu despre subiectele astea care încercăm să le punem cap la cap și să vedem unde este blocajul? Păi, părerea mea este că sunt destul de grele pentru noi, dar eu revin la ceea ce spusesem. Cred că agenția ar putea să le facă o anumită pregătire cu registratorii, să le mai explice cineva de acolo care este în măsură faptul că nu trebuie să facă ei anumite lucruri cu privire la sentințe. Eu cred că este important ca ei să aibă niște discuții interne acolo, pentru că poate că unii dintre ei nu-și pricep rolul, nu înțeleg de fapt rolul, nu neapărat că ar vrea ei nu știu ce interese să fie la mijloc și să le acopere sau nu știu ce ar avea ei alte gânduri. Pur și simplu poate este o lipsă de înțelegere a situației și ei consideră că de fapt ei trebuie să ia încă o dată de la început toată sentința să vadă. Am mai întâlnit caz, că mi-am amintit acum, unde a fost tot așa respinsă o cerere de înscriere a sentinței pentru că a citit registratorul că sunt vreo 20 de părți în cartea funciară veche și a fost numai 19, i s-a părut lor că numai cu 19 s-a făcut procedura de citare sau au fost căutați moștenitorii, pentru că majoritatea erau decedați de prin anii 30-40 înscriși. Deci a fost și acesta un motiv, că i s-a părut că nu s-a făcut o procedură cu privire la unul din proprietarii tabulari vechi. Adică sunt o serie întreagă de situații de la care se ajunge și oamenii, repet, se chinuie 2-3 ani când obțin sentința și, pur și simplu, constată că nu pot opera. Este foarte greu să le mai explici că trebuie să facă și alte demersuri. Eu știu că asta ar fi calea și poate că dacă ar fi exemple numeroase,
prin care li s-ar arăta că au greșit și că își depășesc atribuțiile și sentințele trebuie operate, poate că s-ar mai schimba lucrurile, pentru că ar merge vestea de la unul la altul că așa se întâmplă. Dar, repet, este foarte greu să controlăm, mai ales noi, oamenii. Și vedeți că nici avocații, unii lămuresc, alții nu-i lămuresc. Și dumneavoastră, ca avocat, probabil de multe ori ați întâlnit să fiți prinși la mijloc cu oamenii nemulțumiți, pentru că ei nu înțeleg că nu-i vina dumneavoastră că anumite lucruri se întâmplă sub o formă sau alta. Cum e, domnul avocat? Mai avem nevoie de justiție în halul în care am ajuns? Cu atât mai mult. Avem nevoie mai mult ca niciodată de justiție și avem nevoie de o justiție, iar mă repet, independentă și luminată. Pentru că aceste abuzuri... Acum trecem printr-o mare criză energetică. Da, și nu mai avem lumină. Nu mai dau rușii gaz, nu mai putem face curent, s-ar putea să rămânem întunecați unii. Da, pentru că aceste abuzuri și aceste nedreptăți cauzate de, nu știu, slaba pregătire, nu știu cum să o numesc, de lăsarea, incompetența unor funcționari publici asupra drepturilor cetățenilor, nu pot fi îndreptate decât printr-o justiție independentă și o justiție corectă, luminată. Că dacă această justiție își va face treaba, și o sper să-și facă treaba, să fie sancționate aceste abuzuri, ele se vor îndrepta. Deci singurul mod pe care poți să îndrepți niște abuzuri și care să creeze o atenție mai sporită pentru viitor a celor funcționari. Eu am văzut în foarte multe instituții, momentul când primesc o sentință nefavorabilă și sunt sancționat, să vedeți ce atenți sunt. Momentul când abuzul lor e confirmat printr-o sentință, adică nu e sancționat printr-o sentință, ci ei au câștig de cauză, cu toate că au un abuz, să vedeți numai cum curg abuzurile în continuare. Din ce în ce mai mult și mai pregnant. Deci, justiția, e nevoie de o justiție mai mult ca oricând, eu asta spun. E singurul mod de a îndrepta lucrurile. Eu vă spun foarte clar, până la Dumnezeu numai în justiție ne mai legăm speranța aici. Altceva nu mai avem. La instituțiile publice nu mai prea găsești clemență. Vedeți, dacă vine, și am întâlnit în destule spețe, vine un act prin care îi se creează o nedreptate cuiva, în loc ca superiorul lui sau instituția superioară să caute să îndrepte acea nedreptate, se acopere unii pe alții, până la nivel de minister. Deci, iar la justiție ajungi. Dacă justiția vine și limpezește lucrurile și sancționează acel act sau acel abuz, lucrurile se pot îndrepta. Domnul, deci e nevoie de justiție. Domnul avocat, haideți că vă pun o întrebare. Am avut solicitarea din partea colegului Botond să fac o recenzie la o lucrare a lui, 101 încheieri. E o activitate extrem de laborioasă pe care domnul Botond a realizat-o în decursul profesiei de mulți ani, în toate județele țării și peste tot identifică lucruri foarte, foarte ciudate. Întrebarea mea este simplă. Și am să mă refer la avizul tehnic pe care îl elaborează oficiul de cadastru. Ținând cont de prerogativele, de responsabilitățile, de consecințele pe care le produce un aviz tehnic, adică n-au nicio valoare, instanțele, sau să zicem unele instanțe, când vede că e avizată expertiza, consideră că acea expertiză este corect făcută. Întrebarea mea este simplă. Cum poți să nu distingi paiele de fân? Pe vremea când eram eu tânăr și am făcut armata, exista un alfabet. Și povesteau că unii din șefi, ca să învețe pe oameni care e piciorul drept și care e piciorul stâng, legau paie și fân. Și ca să poată să bată pasul de defilare. Acum și eu vreau să întreb, cine are interesul să manipuleze instanțele de judecată? Prin ce? Prin acele avize? Da. Avize puse pe expertize făcute incorrect, vă referiți? Nu făcute incorrect, pentru că noi trebuie să înțelegem un singur lucru. Sensul pe care îl are o expertiză nu este să fie cenzurată de cineva.
Dacă plecăm pe plan internațional și dacă vom înțelege ce citim, că aici e o problemă de fond, vom înțelege că o expertiză nu poate fi contrazisă decât de un expert dacă este numit de instanță. Nici cel puțin expertul care are calitate de martor nu poate să contrazică un expert atunci când întocmește o expertiză. Astea sunt chestiuni de bun simț profesional. Vă pun întrebarea. Dacă oficiul de cadastru nu are calitate în proces, cum poate să comenteze sau să comenteze la adresa întocmirii acelei expertize? Păi, oficiul de cadastru nu are calitate procesuală. El poate veni ca o instituție independentă care să confirme corectitudinea unor limite în sistemul de coordonate care s-au integrat în evidențele cadastrale. Atât, dar nu mai mult. Pentru acum că vă întreb pe dumneavoastră, că e o chestie de dezbatere aici. O să-l rog și pe domnul coleg Indreu, că și el a fost director ca și mine la oficiul de cadastru. Și dacă odată a avizat o lucrare și eu vin și solicit avizul să nu mai fie consonant cu acea lucrare pe acel subiect, când a avut dreptate oficiul de cadastru? Când am propus eu pe bază de cercetare corectă și completă sau când a avizat anterior oficiul de cadastru? Da. Tăcerea e un răspuns, da. E greu să-l dai. Și acum haideți să mergem puțin mai departe. Tot din codul de procedură civilă se spune că un judecător, dacă s-a pronunțat pe o lucrare, pe un proces, nu are dreptul să se pronunțe a doua oară. Vedeți unde am legat lucrurile. Dacă oficiul de cadastru a vizat o lucrare, cum poate să mai vizeze altă lucrare? Altă lucrare în ce sens? În sens că se dacă face... Aceeași lucrare. Deci, pe același imobil, va trebui să dea alt aviz. De ce să dea alt aviz? Domnul Indreu, vrei să explici la domnul avocat? Păi, poate să fie cerut încă o dată pe altă, sub o altă formă. Dar ceea ce ai spus la început, faptul că este avizată expertiza sau planul de situație, mă rog. Expertiza niciodată nu e avizată, pentru că ar fi orice... Nu, asta este solicitarea instanței, să se avizeze expertiza, cel puțin la noi așa folosesc termenul ăsta. Și eu am tot încercat să le explic că nu e ignoranță, dar... din partea judecătorilor, e clar. Da. Nu. Dar faptul că oficiul de cadastru avizează lucrarea nu înseamnă că este făcută corect. Se răspunde exact la ceea ce se discutase mai înainte. Nu are o relevanță. Iar faptul că odată avizează într-un fel, odată în alt fel, iar este vina celor de acolo, pentru că nu au un mod clar de lucru. Poate că nici ei nu înțeleg exact, nefiind experți și nefiind suficient de informați cu privire la obiectul dosarului, nu pot să înțeleagă chiar tot ceea ce se întâmplă. Dar în principiu nu ar trebui cerută a doua oară acest aviz pentru aceeași lucrare. Corect. Deci, domnul avocat, cred că ați înțeles acum. Unii judecători, când văd acel aviz, consideră că e o luat o gură de oxigen. Păi, numai puțin. Vă spun foarte clar. În momentul când ai o lucrare, o expertiză cu privire la parcelarea unui imobil, să zicem, identificarea și parcelarea lui, eu, și ca în calitate de avocat și judecătorul, ce pot să văd, că dacă am avizul oficiului de cadastru, că acel contur al terenului e întocmit corect. În ceea ce privește... Domnul, faceți confuzi, iertați-mă. Nu neapărat ce e întocmit corect. Domnul, nu se suprapune pe altceva. În sensul acesta, că n-am suprapune. Iertați-mă, la valoarea dumneavoastră am pretenția. Stați mai puțin. Înțelegeți, nu că e întocmit corect. În sensul că nu sunt suprapuneri, să vă precizez. Nu, domnul, nici aia n-ai dreptate. Nu și atunci, după ce să... Și atunci, domnul... Nu nici asta, pentru că la ora actuală, permiteți-mi să vă spun că se dau cu suprapunere avizele. Păi, domnul Racovician, atunci de ce să trimit la aviz la cadastru? Pentru ce? Domnule, dar eu vreau să te fac să înțelegi că n-ai înțeles. Deci, păi n-are rost să trimit lucrarea aceea,
să-mi pun un aviz pe ea oficiul de cadastru, pentru că este fix zero. Ce bine că v-ați dat seama. Deci, ca să înțelegem, suntem în următoarea situație. Este întabulat în baza de date a oficiului de cadastru numit eronat un imobil. Eu vin și o corectez. Problema mea este că ceea ce produce un expert este o propunere. O propunere creează suprapunere. E logic și normal. Și atunci cum veniți dumneavoastră să-mi spuneți mie ca avocat că nu există suprapunere? Eu n-am spus că nu există. Eu, dacă oficiul de cadastru a făcut o verificare, acel oficiu trebuie să constate dacă există sau nu suprapuneri. Iar dacă există, spune foarte clar că este. Bun. El mă avertizează că am suprapunere acolo. Da, dar aia nu înseamnă că dacă urmează ca judecătorul să dispună funcție de probele de la dosar cu privire la acea suprapunere. Păi... E greu, vedeți dumneavoastră, când o să ajungem să învățăm fiecare profesia și când o să fim respectați noi ca și experți, nu o să fim umiliți cum, spre exemplu, am fost umilit eu. Am făcut o lucrare pe post-înregistrare sistematică și am muncit extraordinar de mult pentru că e o chestiune fără norme și vreau să vă spun că data viitoare o să discutăm despre subiectul ăsta și vreau doar atât să spun. Având în vedere că a fost doar un avocat și când a văzut că eu n-am răspuns cum a vrut el pentru că nu-mi permitea norma, a cerut diminuarea onorariului. Și acum haideți să vă spun limpede. Ceea ce urmăresc avocații, unii dintre dumneavoastră, este ca să rezolvăm noi ca experți ceea ce vor. Și dacă nu, au un instrument. Și nu înțeleg că acești judecători cum pot să admită diminuarea onorariului, parcă și-ar tăia lumea dreaptă. Adică tu îmi dai mie să lucrez, eu îți lucrez cinstit, îți argumentez științific, tot absolut, și tu mă execuți. Adică am făcut o analiză în text și dumneavoastră ca avocați aveți 440 de lei onorariu minim prevăzut pentru anumite lucrări pe care le putem asemui cu expertizele. Noi am avut o ședință la Curtea de Apel Timișoara în care s-a convenit, evident când e convenție, nu e lege ca la voi, să fie onorariu între 100 și 150 de lei pe oră. M-am dus și am făcut o cercetare de piață și am văzut că un mecanic auto are tarif orar postat la site între 110 și 160 de lei pe oră. Iar mie... care am doctorat, care am experiență, care am dovedit, am ghid și a permis judecătorul să-mi dea 90 de lei. Ce interese are acel judecător? E simplu. El nu vrea să fac eu lucrare de calitate, ci vrea să facă cum vrea el. Asta e simplu. E o chestie de bun simț, de o chestie de respect. Sunt lucruri care nu funcționează. Deci, cum e cu justiția la noi, domnul avocat? Cu justiția e așa cum am discutat, dar domnul Racovician, aici depinde de fiecare persoană, de fiecare avocat. Eu nu fac și nu fac cereri de acest aspect. Eu nu niciodată nu judec sau nu cântăresc onorariile sau munca nimănui. Eu nu fac lucrul acesta. Acum, că unii fac. Ce pot să zic? Eu zic că nu este, până la urmă, nu este... Este moral... Nu este nici moral, da, nu este nici deontologic, cred eu. Și consider că în lipsă, poți să discuți despre un om în lipsa lui? E discriminare totală, asta nu-i justiție, domnul. Deci, domnul Racovician, eu procedez altfel. Acolo unde sunt neînțelegeri, ca să nu mai purtăm o corespondență infinită cu expertul, eu cer ca acel expert să fie audiat, să vină în instanță și să discutăm direct acolo cu el, să ne explice ce și cum. Eu așa văd lucrurile, adică fiecare are modul lui de lucru. Nu e așa, eu consider că a fi om e o calitate. Mie mi se pare normal ca și expertul să aibă drepturi, nu numai obligații. Din potrivă, expertul este echidistant, echilibrat și trebuie să se asigure independența. De cine? De judecător. El când face o chestiune de genul ăsta, creează niște probleme care el, ca judecător, este direct responsabil potrivit normele europene. El n-are dreptul ăsta să taie. În lipsa mea e furt calificat.
iertați-mă că o spun direct, că n-am ce să pierd, sunt în pensie, măcar să știe românul într-adevăr că justiția e o arbă. Știi cum intri, nu știi cum ieși. Am dreptate, Andreiule. Asta este, din păcate, asta este adevărul, dar să revenim la ceea ce începusem în această emisiune, concluzia cu privire la situația prezentată este, din ceea ce înțeleg eu, că ar trebui să se adreseze iarăși instanții să atace încheierea de respingere a registratorului. Bine, să facă cerere de reexaminare, dar așa cum spunea și dumneavoastră, aproape sigur și cererea de reexaminare pe același dezvoltământ. Da, da, după aceea, soluția de la dată negativ la cererea de reexaminare poate fi atacată în instanță. Da. Păi asta ar fi... Asta este direcția. Singura din nefericire, noi avem în cadrul funcționarilor publici români răutatea semănată, parcă îngrijită să se dezvolte. De ce? Se refuză dialogul. Dialogul Constructiv Salvează România este o emisiune pe care noi o promovăm mai mereu și încercăm să zicem că nu avem dreptate întotdeauna. Tare mi-aș dori să nu am dreptate. Tare mi-aș dori să n-am eu dreptate, dar faptele mă contrazic. În seara aceasta am fost împreună cu doi oameni speciali, cu domnul Gheorghe Belăiu, unul dintre avocații care au curaj, au opinie și o transmite în eter. E foarte important, domnule, vă felicit pentru atitudinea dumneavoastră, vă felicit că vă apărați breasla, foarte frumos, și vă felicit pentru că vreți să construiți ceva pentru români, nu pentru unii și pentru alții, că asta e. De asemenea, mă bucur pentru colegul meu, Daniel Indreiu, cu care construim de 7 ani de zile. Avem și câteva rezultate apreciabile și vreau să vă anunț pe această cale că în perioada 13-15 mai la Timișoara se va deruna o manifestare fabuloasă numită Unde este comoara voastră sau Unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră, în România. Acest eveniment își propune să atragă să tragă un semnal de alarmă pentru reconstrucția României prin educație bazată pe morală creștină. Am avut onoarea și plăcerea să invităm să fie alături de echipa care realizează aceste misiuni, două dintre personalitățile sau oamenii de calibru pe care îi are în viață România. Profesorul preot, doctor universitar de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, profesorul Stelian Tofană, care pe mine m-a fascinat prin faptul că a afirmat că Biblia este biblioteca lui Dumnezeu, și de asemenea pe profesorul Dumitru Borțun, pe care îl apreciez ca fiind seniorul comunicării în spațiul public românesc. Cei care doresc să-i audieze sunt invitați să se informeze și să se înscrie la aceste întâlniri, pentru că dacă nu veniți, e o șansă să nu-i mai auziți, pentru că te întâlnești cu oameni care fac istorie vie. Dragii mei, știu că justiția e necesară. Dar știu încă un lucru foarte important. Când vom ajunge în fața adevăratului judecător, el ne va judeca pe noi după principiile corecte și demne. De aceea, dragi români, apelați la justiția divină ca ea să vă lumineze, să vă buneze și să vă dea un viitor strălucit. Doamne, binecuvintează România, pe toți românii, oriunde ar fi, orice ar face și orice ar gândi, să gândească cu sufletul, să gândească la țara lor care trebuie iubită. Doamne ajută, Doamne dă bine, dă multă sănătate și Hristos a înviat. Adevărat a înviat.